aceea că e centru european pentru diversitate. Suntem Corina Delina Ștefan, Cosmin Epreanu și Raia, cu gratele dumneavoastră din această seară. Festivalul este cofinanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României. De asemenea, anul acesta a fost sprijinit financiar persoane fizice și juridice din municipiul și județul Tulcea. Dascălu, Dumitru Dascălu, Petre Marinescu, Ionel Barbac, Anșu Caraman și Nicolae Caraman. Ne sunt alături în calitate de partener local ai proiectului. Primăria Municipiului Tulcea, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, filiala Tulcea, Uniunea Ucrainilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Elena din Tulcea, Comunitatea Italiană din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă, filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătărilor Turco-Musulmani din România, filiala Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor în Tulcea, Comunitatea Română Tulcea, Partida Romilor Pro Europa, filiala Tulcea, Uniunea Armenilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Medileno-Română din Cerna, Comunitatea Bulgară din satul Brunca, Institutul German Pete din București, Institutul Cultural Italian Vito Grasso din București, Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanța, Consulatul General Federației Ruse la Constanța, Centrul Cultural Mutierii din Tulcea, Școala Populară de Arte și Meserii Tulcea. Dar înainte să dăm startul spectacolului, invităm în scenă pe domnul primar Constantin Hogea, domnul Sterica Fudurea, președintele Comunității Armâne din Tulcea, Ana Lazar, coordonatorul proiectului, și domnul Ștefan Coman, coordonatorul ansamblului de copii Dorulețu. Bună seara! Bine ați venit la cea de-a noua ediție a Festivalului Filmului Interetnic, o manifestare care deja a intrat în calendarul manifestărilor de peste vară, ceea ce putem noi să oferim atât tulcenilor cât și turiștilor. Este o manifestare care în ultimul timp a atras foarte mulți adepți. Sunt foarte mulți turiști care îmi scriu și mă întreabă dacă și anul acesta are loc Festivalul Filmul Interetnic și în ce perioadă. Știți foarte bine, prima seară începe ușor timid, cum se și vede, și începând cu a doua, a treia seară, tulcenii deja își aduc aminte de această manifestare și sunt din ce în ce mai mulți împinsă, lucruri care de fiecare dată, știți, ne bucură foarte tare. Anul acesta vrem să fie o manifestare de excepție, atât prin prestația minorităților, cât și prin programul în sine pe care ni l-au pregătit fiecare dintre minorități și, evident, prin proiecțiile care urmează să ni le oferim, proiecții pe care de fiecare dată le obținem cu sprijinul ambasadelor reprezentate de altfel de aceste minorități în teritoriu. Este o bucurie pentru noi tulcenii să putem să vă oferim acest spectacol. Știți că de fiecare dată, atât prima parte cât și a doua, dar mai ales prima parte, constituie un punct de atracție extraordinar pentru tulceni, pentru că nu e așa, vin minoritățile în straile lor specifice și vin prezentându-ne din ceea ce înseamnă această zestre culturală și spirituală pentru fiecare dintre minorități, lucru care de altfel de fiecare dată este apreciat de toți cei care vin în această perioadă în oraș. Vreau să mulțumesc în primul rând Guvernului României prin Departamentul Minorități, care de fiecare dată ne acordă sprijin atât logistic cât și financiar, atât cât se poate. Vreau să mulțumesc în mod deosebit tuturor reprezentanților minorităților etnice care sunt alături de această manifestare și încearcă de fiecare dată să ne încânte cu tot ce au mai bun. Vreau să mulțumesc în mod special acestor tineri voluntari care au fost de fiecare dată prezenți, chiar dacă între timp unii au mai crescut și sunt în zona universitară. Ei, iată, reușesc de fiecare dată să prezinte publicului tulcean prin devotament și prin, dacă vreți, dăruire acest festival. Vreau să mulțumesc lui Cornel Ditkov, nu e în această seară prezent. Este vorba de președintele EU-Divers, dar este Ana Lazar, care îi mulțumesc frumos pentru determinarea care de fiecare dată ține în picioare acest festival. Și așa cum nu se poate mai nimerit, nu?
începem cu seara germană, începem de altfel cu campionii mondiali, nu era și firesc să începem cu ei. Germania, care înseamnă, iată, foarte mult, atât în lumea sportivă, cât și în ceea ce înseamnă o națiune care a știut să se impună și să obțină respect în comunitatea europeană și nu. Acela respect datorăm și noi comunității Forumului German din Tulcea, chiar dacă ei nu sunt extrem de bine reprezentați numeric, dar iată, spuneam unor turiști din Karaseri, au rămas foarte surprinși când au auzit că la Tulcea există Forumul German, da? Avem și noi nevoie noștri, așa că suntem foarte bucuroși să începem în seara germană și iarăși o combinație extrem de fericită, minoritatea culturală, minoritatea etnică română face dublaj în această seară cu comunitatea germană, evident încercând să vă prezentăm un spectacol pe cinste, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară. Vreau să-i mulțumesc domnului Ștefan Coman pentru faptul că vom deschide festivalul cu ansamblul Dorulețu, ansamblul care a venit de curând cu Laurii Victoriei din zona Moldovei, din Vatra Dornei. De fiecare dată copiii domnului Coman și cei care reprezintă ansamblul Baladele Deltei, Dorulețul și de toată această efervescență culturală vine de fiecare dată puțin cu premiul 2, dacă nu de fiecare dată cu premiul 1. Vreau să-i mulțumesc domnului Ștefan Coman pentru dăruirea cu care, iată, reușește să țină trează în continuare această zestre a folclorului nord-dorbogean și cu asta închei. Vreau să mulțumesc în mod deosebit, pentru că am văzut o parte dintre sponsori aici, vreau să mulțumesc frumos tuturor sponsorilor și am să rog pe Ana Lazar să-i mai citească o dată, pentru că chiar dacă Departamentul Minorități ne-a acordat un sprijin financiar, asigur că și fără aportul acestor sponsor, n-am fi reușit să ducem la sfârșit acest festival. Și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc noastră tulcenilor, care iată de fiecare dată dovediți că știți să fiți aproape de aceste manifestări, manifestări care până la urmă scot în valoare frumusețea plăiurilor nord-dobrogene și ceea ce înseamnă, dacă vreți, județul Tulcea pentru România. Și vreau să asigur că în ultima perioadă județul Tulcea începe să însemne din ce în ce mai mult pentru ceea ce înseamnă România și am spus-o de fiecare dată și n-am să pregeți să o spun tuturor oficialilor din București și nu numai, România începe cu noi și nu se termine cu noi. Mulțumesc frumos pentru prezență! Mulțumesc pentru apreciere, domnule primar. Orice apreciere care vine din partea dumneavoastră este o obligație morală pentru noi, în primul rând pentru a ne menține la același nivel, dacă nu să urcăm de fiecare dată acolo unde i-am învățat pe tulceni, v-am învățat pe dumneavoastră, cât și pe cei din țară care spun de multe ori că iar ați venit, iar încercați să ne luați premii. Noi nu mergem să luăm premii, noi mergem să reprezentăm folclorul dobrogean, comunitatea noastră, dar dacă dansează copiii foarte bine, nu mai este greșeala noastră. Într-adevăr, am avut emoții cu această grupă din cele 9 pe care le are ansamblul Dorulețu. A fost, de fapt, prima participare a lor la nivel țară, prima ieșire cu cazare. Am avut oarece emoții, dar după ce au coborât de pe scenă, vreau să vă spun că toate emoțiile mi-au trecut, mai ales că în public erau foarte mulți tulceni, erau mulți și din Constanța și când au venit lângă scenă să ne felicite, vă dați seama, o imensă bucurie am simțit în suflet pentru într-adevăr, iată că sunt foarte mulți care apreciază folclorul prezentat de copii. Discutam cu Ana mai devreme că este la a noua ediție. Sperăm să ne vedem și la majorat, la 18, chiar dacă eu voi fi un tânăr pensionar atunci doar pe hârtie, sper că nu voi opri și activitatea. Să ne vedem la 18 ani, copiii să vină, chiar că sunt studenți sau plecați pe unde sunt, să evolueze încă o dată, că în felul acesta își vor aduce aminte cu drag de ceea ce au făcut atunci când erau aici. Vă mulțumim, vă urăm vizionare plăcută, o săptămână cât mai plăcută. Bună seara! I-a venit oara să vedem iar adorut soț, a venit vremea să întâlnim din nou, dragi prieteni. Și vă zic că îmi perifai încă și îmi prota milete ți deschide standardul și ditora seara. Suntem mândri că suntem prima etnie care deschidem acest spectacol multietnic.
spectacol de muzică și film. Noi, românii, în această seară prezentăm un pic din folclorul nostru, un pic din cântecele noastre, alături de cei mai mici membri care se cheamă Stele Armânești și de Corina Elena Badea. Și vreau să vă spun câteva cuvinte. Anul trecut prezentam aici, pe această scenă, trailerul primului film armânesc. Nu sunt faimos, dar sunt armân. Cu toată dorința domnului primar și cu tot efortul depus de către reprezentanții divers, nu am putut fi prezenți la acest festival cu acest film. Motivele nu țin de noi, nici de dânsii. Nu e cazul aici să spunem acest lucru. Cine ține această neprezență la festival, dar vreau să vă spun că filmul a fost prezentat în orașul nostru. A avut o lansare oficială în toamna trecută, după care filmul a fost prezentat în Republica Macedonia, alături de președintele acestei republici, de ministrul culturii. Și cea mai frumoasă prezentare care a avut loc în acum, a avut loc la New York. M-a întrebat domnul primar mai devreme dacă sunt armâni acolo. Sunt. În 1900 au ajuns armâni acolo, au format o asociație, așa cum este normal să fie peste tot. Asociația se cheamă Fâșerotul și de atunci promovează cultura și tradițiile armânești. Datorită faptului că filmul a fost prezentat la New York, ziua de 5 iunie a fost declarată de către primarul New Yorkului, Bill de Blasio, ziua prezentării culturii armânești la New York. Și în fiecare an se va prezenta cultura armânească la data de 5 iunie. Sunt convins că atunci când se va putea și noi vom avea o zi doar pentru orașul nostru, pentru promovarea și prezervarea acestei culturi care este veche de peste 2000 de ani. Sper că la cea de-a 10-a ediție vom avea un film armânesc sau poate chiar o seară armânească, alături, bineînțeles, de seara germană. Vă mulțumesc și vizionare plăcută! Bună seara, nu vă mai rețin mult. Numele meu este Ana Lazăr, sunt coordonator de voluntari la Asociația Centrul European pentru Diversitate și vreau să vă spun că sunt foarte bucuroasă pentru că anul acesta organizația noastră aniversează 9 ani de la prima ediție a festivalului. Ceea ce vreau să știți este că în anul 2006 a avut loc prima ediție, care a avut la bază o idee a doi tineri din Tulcea, Veronica Ivanov și Andrei Lucici. Între timp, ca din organizație, noi am dus ideea mai departe, iar în fiecare an, la Tulcea, în ultima săptămână din iulie, are loc acest festival, care este singurul festival de film din țară, organizat de echipă de adolescenți. În partea dreaptă a scenei este o echipă de tineri cu pelican pe ei. Ei sunt voluntari organizației noastre, sunt cam 20, o parte dintre ei sunt studenți sau un tot special pentru festival. Au alergat și au făcut fundraising pentru că am găsit și anul acesta, deși este criza cu inima mare din Tulcea, care ne-au ajutat să facem finanțarea proiectului. Banii ce mi-au venit de la Departamentul Relațiilor Interetnice, dar trebuia să venim și noi cu ceva. Și datorită unor oameni cu suflet mai rume, domnul Gologan de la Francurier, domnul Cristu Caraman de la Delta, domnul Fudulea de la Ramona și încă vă câțiva oameni cu inima mare din Tulcea, mergem mai departe. Indiferent câți bani sunt și de puțin sunt, noi mergem mai departe și, cum a spus și domnul Coman, sperăm să ne vedem și la ediția 18. Mulțumesc, copii, sunt mândru de voi. Vizionare plăcută! Mulțumim invitațiilor noștri din această seară. Sosirea germanilor în Dobrogea are un traseu sinuos ce începe în secolul al XVIII-lea cu exodul familiilor germane spre Prusia și de acolo spre sudul Imperiului lui Alexandru I al Rusiei, ce le promisese la 1814 pământ, ajutor financiar pentru întemeierea gospodăriilor, scutire de impozit și serviciu militar, libertate de credință și limbă. De ce urmașii țarului nu și-au respectat promisiunea față de urmașii comuniștilor, aceștia au luat iar drumul pribegiei, stabilindu-se în localitățile Vircea Vodă, Tulcea, Sulina, Atmagea, Cataloi și Ciucurovo. Alte două valuri de emigranți de origine germană se vor stabili în sudul Dobrogei pentru a scăpa de recrutarea în armata țaristă. În această seară invităm în scenă ansamblul de copii Dorusul. Să-i primim cu aplauze!